Hai că avem un intro special pentru Andreea, făcut de colegul nostru Ionuț. Ia fiți atenți. E un intro făcut de altcineva, de fapt, dar o să-l interpretez eu. E ăla cu: doamnelor și domnilor, Andreea Esca vă prezintă. Foarte bună dimineața. Foarte bună dimineața, Andreea. Foarte bună dimineața. Foarte dimineață, chiar. Cine e vocea nu, respectivă? Nu, acum nu e foarte dimineața, acum aș fi trezit. Cine e vocea asta? Că mereu am fost curios cine te prezintă pe tine la știrile ProTV. Nu pot să spun, e un secret. Deci, practic, da, dacă ne spui, o să trebuiască să ne omori, nu? Să-l omor pe el. Și nu vreau. E, atunci nu vrem să-i facem rău omului în cazul ăsta. Andreea, ne bucurăm mult că ai venit în această dimineață. Noi am bârfit despre mașini astăzi. Aolo, și cum te v-ați gândit să mă invitați pe mine pe această temă? Asta păi am întrebat și eu, da. Nu, așa intrăm în conversație. După aia te întrebăm de alea care contează. Asta așa, de să te simți confortabil, nu știi cum sunt tacticele da, de da, interviu. Da, o păcăleală, am înțeles, gata. Și vreau să te întrebăm dacă tu ai vreo poreclă pentru mașina ta. Sau vreun nume. N-are niciun nume mașina. Prima mea mașină a avut un nume. Aveam o Dacia 1300 albastră. Și pentru că arăta ca mașinile miliției, se spunea polițista. Ah, ok. Da. Deci nu Georgiana, eu nu-ți vezi? Nu. Nu Georgiana? Polițista. A, păi pe toate le chema Georgiana pe atunci. Și acum nu mai ai... Pe părinților mei o chema Muțica. Muțica? Muțica? De la ce-și veni, nu știu. Poate era mai Muțica. Probabil și era prescurtare. Sau poate era... Dar era Muțica. Poate nu pornea. Ceva, și dacă nu pornești, ești tăcută. E Muțica, da. Ești Muțica. Da. Poate era silențioasă. Da. Nu ca orice Dacie, se știe. Da. Se știe, se mai ales când ajungeau la 90 la oră, se... erau foarte... Și iarna când îți dai prima cheie, clar, era Muțica. Adică nu zicea adică nimic. Altfel nu se pune. Dar îți place să conduci? Ai chestia asta? Îmi place foarte mult să conduc. Nu conduc mult pentru că în timpul săptămânii sunt condusă. Dar în weekend, da, conduc. Sunt șofer de weekend, dar nu în sensul în care... Dar când stai în dreapta, ai păreri? Nu, n-am păreri. Îmi place că... Să spun sincer, înainte nu m-aș fi gândit că poate să-mi placă să conduc altcineva. Atât de mult îmi place să conduc. Uh-huh. De când Bucureștiul a devenit un, nu știu ce, o imensă parcare, deci practic mai mult stai decât mergi. Da, așa e. Nu mai am aceeași plăcere și mai mult decât atât mă enervează foarte rău să nu găsesc loc de parcare. Uh-huh. Este adică frustrant. Dacă ai, nu știu, vreo întâlnire la o oră anume, e aproape imposibil dacă nu pleci cu 3 ore înainte să ajungi. Da. Și atunci nu mai mi se pare atât de grav. Uh-huh. Drept urmare, în timp ce stau în spate, fac tot felul de alte lucruri. Adică scriu mail-uri, răspund la telefoane. Te ții ocupată, da. Corectez știri, cum să zic, pot să fac orice. Dar faci, ceea ce e foarte bine. Faci chestia aia în care, nu știu, când ești în trafic și dai drumul la muzică la maxim și cânti acolo la volan, da. Și ești în lumea ta. Când conduc eu, da, aia chiar zic. Da. Chiar eu urmăresc pe story pe Andreea și chiar sunt, mi se mereu postează din mașină tot da, de muzici. Îmi place, tot timpul ascult muzică în mașină. Ce muzică asculti? Orice muzică. Chiar și acestea pe care le dați voi de 239.000 patrazioane de ori. Pentru că nu e așa, sunt hituri. Chiar și pentru mine sunt hituri și le ascult. Pentru că oricum și dacă dai de pe un post pe altul, ia tot melodia aia e, știi? Da, adică da. Asta e mișto. Păi dacă nu vrei să se termine niciodată, schimb postul, știi? Pac, o să mai schimbăm și noi caseta, îți promite. Da. Dar mie chiar îmi plac. Dar vreau să zic că ascult muzică tot timpul. Da, și ascult foarte tare muzică. Da. Deci de la rock la, habar n-am, jazz, la toate... Nu știu dacă ascult chiar jazz, nu sunt atât de rafinată, dar poate cu vârsta. Deocamdată sunt așa, clasă medie. Zi-mi o piesă care îți place. Pe care îți place, scuze, mă scuze. Am vrut să te corectez. Nu știu, adineori vorbeam de piesa lui Florian Rus, de exemplu. A, pură ficțiune, da, piesa mea preferată. Da, ce fain. Hai să o mai ascultăm o dată, dacă vrei, Andrei. Nu am mai ascultat decât acum 10 minute. Nu vreau, nu, sunt bine. Uite, dintre cele mai recente pe care le ascult. Că tot discutam pe pauză cum noi auzim, făcând emisiunea de 3 ore, noi auzim piesele astea de foarte multe ori, una după alta. Și mi-imaginez că și la tine se întâmplă... să te treacă prin diverse stări când prezinți anumite știri. Cum faci să te detașezi? Sau reușești să te detașezi? Știi ce mi-a spus de curând cineva? Că sunt ca un oncolog. Da. Anunț atât de multe știri proaste ca un oncolog, știi, de-a lungul carierei. Pentru că mie mi se părea că sunt un fel de chirurg, de fapt chiar asta era discuția. Că mă întreba cumva ceea ce mă întreb tu acum și am zis, cred că pur și simplu sunt ca un chirurg care trebuie să...
fac operația, chiar dacă e foarte grea. Dar reușești? Și ea mi-a zis, nu, tu nu ești ca un chirurg, tu ești ca un oncolog. Ai mult mai multe vești proaste decât un chirurg. Un chirurg are și multe bune, adică iese operația, știi? Da. Păi ai și tu multe vești. Da, dar mult mai puține în comparație cu cele rele. Pentru că, din păcate, ce să vezi, așa e realitatea. Mm-hmm. Privește partea bună, dar 5 sunt mai multe rele. Da, exact. Da, întotdeauna trebuie să privim așa, da. Da, deci care-i faza? Pur și simplu încerc să, în momentul în care se încheie jurnalul, să nu stau să mă gândesc toată ziua până la următorul jurnal la toate lucrurile respective și să fac și ceva care să fie plăcut și care să reușească să-mi dea o stare de bine. De exemplu, să asculți muzică în mașină tare și să cânti cu Florea Rus. Da, de exemplu, să ascult muzică. Știi că muzica mă bine dispune. Adică, oricât de rău mi-a fost vreodată pe absolut orice domeniu, nu neapărat că erau niște știri rele sau așa mai departe, vorbind de profesie, dacă începe să cânte o melodie care îmi place foarte mult sau pot să dansez, sunt în stare să... să-mi schimb total modul. Pe Kiss, da. Pe Kiss, chiar adică da. Doar nu pe alt radio. Kiss, 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 Kiss. Da, începe jingle-ul Kiss FM, pe Kiss și pe mine, mă dă pe spate, nu mai pot. Ai spus-o, la propriu. Ai spus-o că este foarte interesantă și chiar cred că sunt mulți oameni care se întreabă, atât eu cât și probabil mulți din ascultători. Tu ai spus că sunt multe știri negative pentru că, ce să vezi, asta se întâmplă. Știi că multă lume zice, domnule, nu mă mai la știri, că nu mă încarc negativ. E, asta cu știrile care-s mai mult de rău, e pentru că așa e realitatea și trebuie prezentată sau pentru că prinde și oamenii se uită la senzațional de genul ăsta? Nu mă refer neapărat cred la... Cred că este o combinație. Uh-huh. Eu, de exemplu, când am făcut școala la CNN, uite, ca să nu dau un exemplu de la noi, să nu creadă lumea că suntem noi acești demenți într-o lume de oameni altfel, primul lucru pe care ne-a fost spus a fost, când vă alegeți ordinea știrilor, it bleeds, it leads. Mm-hmm. Deci ce e cu sânge în primul. Sigur că oamenii, și ăsta e adevărul, adică oricât ne-am încercat noi să părem că suntem altcineva, dacă am să-ți prezint acum două știri despre o expoziție de pictură și despre un tir în care au murit 2000 de oameni sau nu știu ce s-a întâmplat, chiar și tu o să te uiți la știrea cu tirul. Da, da, că e natura umană. Așa e natura umană, din păcate. Nu putem noi să ne păcălim că suntem altfel. Ce cred dacă e bine să faci este să prezinți și lucruri bune, pentru că nu trebuie să nebunim, adică nu trebuie să... Dar da, sunt mai multe, cred că sunt și mai multe lucruri rele decât lucruri bune, din păcate, și da, sunt și niște alegeri făcute... conștient. Deci da, e un mix. Dar... Din păcate în acest moment, cred că nu, cum să zic, din păcate în acest moment nu le mai alegem. Vin prea multe rele peste noi și dacă nu ne dorim să vină. Dar Andreea, vorbim de general acum. Tu ai predat vreodată jurnalism sau ai fi tentată să faci asta? Nu cred viitor? Că nu. N-am răbdare. Okay. Și cu elevii, copiii, nu știu ce, trebuie să ai răbdare, iar eu știu că nu am răbdare. Aș putea să... Am fost, de exemplu, la diverse școli de jurnalism ca să țin un speech, ca să, nu știu, să particip la niște seminarii ale unor profesori care predau cursul. Asta pot să fac, pentru că nu e la fel de mult timp de... Da? Dar și în facultate eram, abia așteptam să vină seminarile și să vină treaba practică, știi? La cursuri eram... Deci tu ești foarte agitată. Trebuia să fie cineva foarte carismatic care să mă prindă și să mă pasioneze cursul respectiv. Altfel, bine, am înțeles. Deci cum facem? Dar răbdare pentru ce ai? Pentru nimic. N-am răbdare zero. Pentru nimic, am răbdare zero, da. Răbdarea cred, mea este cred că noi doi am fi prieteni buni, Andreea. O, Doamne! Deci tu ai multă răbdare? Deloc. Sau deloc? Zero. Deci nu funcționează pe contrast, mă gândeam că tu ai foarte multă răbdare. Nu, cred că lucrurile s-ar mișca foarte repede. Din cauza asta, slavă Domnului, sunt doi ardeleni aici în studio care au răbdare din plin și ce bine e așa. Dar să știi că nu e, adică nu e o treabă, nu e o calitate asta când avem răbdare deloc. Adică eu dacă te sun și n-ai răspuns în secunda aia, între timp îți dau un fax, un mail, două SMS-uri, l-am sunat și pe taică tu să te sune dacă se poate, dacă știe fixul. Poliția, și după poliția salvarea smurd, înțelegi? Deci cam asta e viața. Da. Deci nu adevărat. În timp ce eu calc de 6 ori într-un loc. Da, are sens. În timp ce tu ești liniștită la baie cu telefonul în altă cameră, pentru că nu e așa, ora asta este pentru baie. Exact, Și uite-ne unde suntem. Asta pățesc de multe ori eu cu Ionuț și el îmi spune că vezi, de-aia tu o să mori de inimă și eu nu.
Că e adevărat. Lasă telefonul, se duce pe balcon câte o oră și o să... Înțelegi? Da, mi-e sună oameni la ușă, eu plec pe balcon. Deci, da, 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 eu nu-ți femeie m-a chemat la el. El m-a chemat, mi-a zis, vino până la mine la ora X. Da. Eu am ajuns la el la ora X și el la ora X era la cumpărături. Și eu eram în fața ușii. Ce mișto! Se întâmplă. Da. Și, și... Da, asta nu e, asta e pentru că n-a fost punctual, nu te supăra. N-a fost pentru că tu ești grăbit și el e... Păi nu, ba da, eu eram calm la cumpărături. Dacă n-aveam răbdare, le făceam mai repede. Nu, 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 tu trebuia să fii la ora stabilită acolo. La el acasă. Deci trebuie să fii un ardelean serios și la ora la care ai zis să fii acolo unde ai zis. Deci se întâmplă. Dar, Andreea, uite ce vreau să te întreb. Tu ești un reper al presei din România, vrând nevrând. E o întrebare sau nu, îmi spui? Nu, 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 te anunț. Nu știu dacă știi. Mulțumesc. Nu știu dacă știi, dar ești... Ești destul de importantă. Adică... Mulțumesc, mulțumesc. Te știi oamenii, știi? Adică... Chiar cea mai importantă, am putea spune. Ceea ce, din, după părerea mea, aduce și o presiune, chestia asta. Că nu te poți prezenta oricum, nu poți apărea oricum... Simți această treabă, nu știu, de o presiune din partea judecății oamenilor sau ți-e frică de greșeli să nu cumva să mergi să o dai în bară cu ceva? Ai chestia asta? Da, tu n-ai? Ba da, da, eu nu sunt Andreesca. Deși tu ai. Nu, că întrebarea era dacă am. Da. Am ca și tine, până la urmă, nu? Adică câteodată avem senzația că noi suntem mai supuși presiunii sau judecăților, dar de fapt toți suntem supuși judecăților, că, nu știu, lucruri pe care eu nu pot să le fac, nici tu nu prea poți să le faci, că pe tine te judecă mama, vecina, prietenul și pe mine mă mai judecă încă niște milioane de oameni. Uh-huh. Da, asta e o diferență. Păi de-aia zic. Dar cred că suntem cumva supuși acelorași judecăți. Dar citești comentarii de pe net sau te uiți la chestii? Absolut deloc. Bravo. Care a fost materia ta preferată în școală? Apropo. Dansul. Ai făcut? Și teatrul. Asta probabil mai târziu. Da, dar erau extrașcolare. Cu orele tradiționale? Din orele tradiționale, nu știu ce îmi plăcea. Îmi plăcea română. Română. De fapt, e logic. Străine. De-aia zic, da. Dacă activezi în domeniul ăsta. Da, eram la un liceu de matefizică, normal. Da, ah, da. Tipic. Da. Tipic. Ce putea, dacă era la matefizică, îți plăcea română, se știe. Păi și la fel ca și la Ionuț, nu? Da, mate info, tot așa îmi plăcea română. Da. Dar eu am luat și o notă imensă la matematică la bacalaureat. Dar știi că am mai vorbit despre asta, că da. Ideea e că ne duceam la niște licee care erau foarte bune și toate liceele foarte bune erau de matefizică. Sau în cazul meu, mă rog, la singurul liceu românesc. Da, mă rog, acum. Mă rog, care, era singurul românesc, ce se mai întâmplă. Poți să dai seama, îți poți da seama că o să mergi la olimpiadă când pe profesora ta de română o cheamă Ildico. Nemo olimpiadă. Noi și ea vorbea cu accent. Nemo olimpiadă. Nici olimpiadă. Andreea, mai avem un joculeț pe care vrem. Dar făceați și maghiară? Nu, că deloc, era, nu? Asta era, adică limba de stradă. Limba străină. Asta făceam pe stradă cu Uzi. Tot ce am învățat pe stradă din maghiară și nu, nu era nevoie. Plus că nu era străină, era... Era maternă, practic, dar noi făceam româna ca limbă străină acolo. Era mamei lui. Da. Tu n-ai învățat acolo cu un prieten de ale mele sau cum era? Nu, nu, nu. O brat frumos. O prieten. O prieten. Da. Bun, lăsăm la o parte autonomia și alte discuții pe care le-am putea avea în această dimineață. Haideți să jucăm celălalt joculeț pe care o să-l jucăm împreună, Andreea. Colega noastră, Ana Moga, yes, a pregătit din străfundurile internetului niște cuvinte ale căror sensuri noi nu le vom ști, probabil, sperăm. Wow. Sunt niște regionalisme, din câte am înțeles. Și ea ne va spune nouă câte un cuvânt pe care noi trebuie să-l folosim într-o propoziție, fără să știm, bineînțeles. Aiurea, de aiurea. E de aiurea, da. Da, aiurea, e pe de aiurea. Hai să începem. Și câștigă cine a potrivit cel mai bine cuvântul ăla. Poate știm vreunul. Sperăm să nu. Poate știți, poate nu știți. Hai, copii, pregătiți, da? Hai să vedem. Avem primul cuvânt, Braișvanț. Cum? Braișvanț? Braișvanț. Baftă în viață, vă doresc. Hai, să înceapă distracția. Braișvanț. Deci propoziții cu Braișvanț. Braișvanț. Da. Suna branț. De pus în pantofi. Păi, pe mine mă doare la Braișvanț. Deci eu când... bun, eu o să zic... Eu n-aș folosi niciodată Braișvanț. Asta e propoziția ta? Asta e propoziția? Okay. Eu mi-am făcut azi dimineață niște ouă cu topping de Braișvanț. Îți dai seama, Doamne, că după... Eu tot ce mă rog este să nu asculte tatăl meu această emisiune, care cu siguranță ar ști toate aceste cuvinte și o să-mi spună, nu e posibil, Andreea. Cum să nu știi? Păi da, am vorbit cu Braișvanț în casă odată la două zile, ziceam Braișvanț. Deci, bine, ce era? Pregătiți să știți despre ce era vorba? Deci stai puțin, eu am zis că e cu mâncarea, tu, eu nu ți-ai spus că te doare la Braișvanț. Și eu n-aș folosi niciodată Braișvanț. Deci? Bun, blană mătăsoasă de calitate superioară. Andreea, mi se pare că a fost mai aproape de normalitate. La voi e nasol. Acum pe dau tine seama te doare la, mine. La blană. Și
Tu, Andrei, ce să zic? Eu mănânc blană, aparent. Cum se întâmplă. Da. Bun, al doilea cuvânt, copilaș. Pihă. Cum? Pihă. Da. Pi, gen da. Pii. Pihă. Pihă. M-am îmbolnăvit și mi-a zis doctorul că trebuie să-mi scoată piha. Păi deci, e, am piatră la pihă. Pe mine mă deranja ceva în pantof. Așa. Și când l-am scos am văzut că aveam dita mai piha pe talpă. Foarte bine. Eu piha. Eu am dat piha de pe pulover. Am dat piha de pe pulover. Măi, tu știi ce e pihă? Știi ce e pihă? Știe ce e pihă. Vă zic, pentru că înseamnă scamă. Bom, șacalaca! Ți-am zis să nu mai chemăm invitați deștepți. Păi, ți-am ce să da, mai asta e. Hai, bravo, felicitări, Andreea. Mai departe, avem chișiță. 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 Ce-ar putea asta sună ardele. Are ceva, o chișiță. Trebuie să-i găsești chișița. Trebuie să-i găsești chișița la programul ăsta de calculator. La programul dar hai, faceți propoziții, vă rog, aruncați-vă, fiți nebuni, vă rog. E de la Windows, sigur, chișița. Sună a termen pe care Bill Gates l-a inventat. Adică de la fereastră. Exact. Ai văzut chișița de la fereastră? Exact, are o chișiță fereastra asta. Haideți, frate. M-am dus la mecanic cu mașina pentru că aveam o problemă la chișiță. Chișiță. Așa, altcineva? Ce mai avem? Eu nu vreau să mănânc cu chișiță. Ia să vezi. Ok. Deci, spune-ne, ce înseamnă? Este pensulă de condiat, ouăle, copii. Vezi? Și tu ce ai zis? Că ce? Am zis că e la Windows, chișiță. Da. Că a pus-o Bill Gates. Deci tot tu ai fost cel mai aproape, că în mod normal n-ai vrea să mănânci oul cu tot cu pensula de încondeiat. Exact. Eu am zis că e o problemă la mașină cu chișița. Da. Bun, hai, altceva, mai am. Asta cred că e mai grea. Papainoage. Ce papainoage? Nu știm. I'm papainoage the sailor man. Papainoage. Păi mi-am amintit de melodia lui Spike. Papainoage, noage. Papainoage. Da. Mi-au ieșit niște papainoage urâte pe... pe laptop. La ce vă așteptați să zic? Mi-era frică. Nu, pe cot. Eu zic că eu folosesc papainoage când mă duc la spectacol. Eu nu știu dacă ați pățit, dar am rămas la duș fără papainoage. Tocmai tu, Andrei? Pentru că papainoage înseamnă picioroange sau catalice. Da. Vezi? Asta înseamnă, da. Da, eu și Andrei Antonescu, care rămânem fără papainoage în clipul. Bun, și vă mai dau unul și cred că încheiem aici, copii. Ia. Lihod. Lihod? Da. Lihod. 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 Aici ne-ai închis. Nu știu dacă e lihod. Mi-am comandat aseară o pizza și mi-a greșit comanda și în loc de pizza 4 stagioni mi-a adus lihod. Okay. Super. Okay. Am băut aseară și azi sunt lihod rău. Mă simt foarte lihod. La tine totul e razna complet. Da, am zis. Eu mi-aș lua 2 căței în loc de lihod. Și ce înseamnă? Ok, lihod înseamnă flămând. Păi, genial, absolut. Mai avantajos 2 căței decât flămând. Mai vreți unul? Hai mai dă unul, că rămânem în zălie. Moșini. Moșini? Nu sunt mașini. Bă, ce faine sunt moșinile. Moșinile alea. Moșini. Moșini. Hai cu o frază. Cine are moșini să-i trăiască? Ok. Așa. Doamne, îmi vin doar chestii nasoale care nu se pot pronunța pe radio. Zic că n-ascultă nimeni. Pronunță-le pe... Deci colegul meu de apartament dă niște moșini. Asta mai îmi acum îmi pare rău că ți-am zis să zici. Păi nu, dă moșini în târg, adică le vinde. Colegul meu, colegii mei de emisiune sunt foarte moșini. Adică niște chibrituri? Da, uite ce slabi sunteți. Uite la voi, slăbunul din moșinoși. Da, merge. Bun, în plin de moșini. Hai că am învățat astăzi niște cuvinte noi. Dar cum era ăla pe care îl știai, mai ții minte? Ăla care ești cu scama. Pihă, nu? Pihă. Vai de capul meu. Bine, mai aveam aici băști, dar cred că știți. Băști e, dai drumul de aici. Da. E tuști, cam din asta. Da, băști. Dar zicem și noi, nu? Da. Eu n-aș fi zis. Adică știu cuvântul acum că l-ai definit, dar nu l-aș fi ghicit. Na.
Asta. Bun, am încheiat și acest concurs cu succes. Bravo, v-ați descurcat absolut admirabil. Am scris istoria acum. Și evident că Andreea a câștigat, așa că felicitări. Bravo. N-am reușit să te încurcăm deloc astăzi, ceea ce ne enervează teribil. O să ne străduim mai mult data viitoare, să știi. Mi se transmite în casă o informație. Ia. Și anume că avem piesă nouă de la Florian Rus. Că tot ziceai tu de Florian Rus. Avem o piesă nouă de la Florian Rus, da, da, care? Asta? Păi e care? E asta? Sau că eu aici văd pură ficțiune, nu știu ce piesă nouă vreți voi să dăm. Eu asta e nouă, nu e nouă? Eu cred că te-a păcălit cineva. E cea mai nouă de el, nu scoate acum cu Joe? Nu știu de-astea. Piesă mai nouă decât asta nouă? Nu știu, zic să-l sunăm neapărat, să-l întrebăm, să-i spunem, uite, noi vrem să dăm o piesă și... Și nu avem piesă nouă de la tine, ce se întâmplă? Noi știm că e nouă, dar e tot ce știm. Mă rog, până la Florian Rus, care oricum vine la emisiune săptămâna viitoare, parcă? Da. Ceva de genul ăsta. O să aflăm de la el care e treaba cu piesele noi. Andreea, îți mulțumim frumos pentru și că ai venit mulțumesc. În această dimineață. Și la mulți ani pentru mâine, nu e ziua voastră? Ba da. Mulțumim frumos. Da, te așteptăm dacă... Să fim majori. O să avem voie să consumăm. Dacă vrei să treci pe aici, să mănânci o felie de tort, să bem un pahar de... Ce avem? De picioni avem... Te așteptăm cu drag. Mulțumesc. Pe Andreea o găsiți pe Instagram, după cum ne-a spus, iar acolo este atentă și la comentarii. O găsiți în fiecare zi la știri și o găsiți pe unde mai vrea să fie găsită, dar vă spune ea pe Instagram. Andreea, mulțumim. Noi mulțumesc, mersi mult de tot. Ne auzim tocmai mâine. Nu? Tocmai mâine să sărbătorim împreună 18 ani de Kiss FM. Am dar 18 ani. Asta trebuie să o pui acum. Da, exact. Da. Na, 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 na. Se supără Florian Rus că urmează. Păi și el are 18 ani.